În ședința de luni a Consiliului Județean, consilierii vor trebui să-și exprime votul și în legătură cu demararea unui parteneriat. Este vorba de proiectul Sens pentru Viață, ai cărui beneficiari vor fi persoane cu deficiențe de auz și de vedere. Este vorba de un parteneriat între inspectorat, liceu tehnologic special pentru copiii cu deficiențe de auz. Este o fundație Sense International. Este vorba de crearea instalarea unei mini tipografii, de o încercare de a integra în comunitate și de a le asigura o meserie, de a putea ajuta pe cei care au probleme de surdocecitate. În această tipografie, într-o primă fază, vor învăța să lucreze 15 copii, copii cu duble dizabilități, ceea ce este o noutate și pe noi ne bucură, pentru că astfel o să demonstrăm că aceste persoane sunt capabile să lucreze și să facă lucruri cum fac și persoanele valide. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani. Perioada în care dumnealor ne vor susține, dar este cu bătaie lungă, pentru că noi sperăm ca după acești 2 ani să obținem o a doua specializare a școlii, copiii din școala noastră să poată primi calificarea de tipograf offset și astfel, mărindu-le paleta de calificări, să aibă mai multe șanse pe piața muncii. Consiliul Județean are un rol bine definit în acest proiect, care poate produce schimbări majore în viața unor tineri cu dublă dizabilitate. Vom asigura gratuit spațiu, ei vom ajuta ulterior în desfășurarea activității și vom încerca să le găsim și locuri de muncă. Atelierul vocațional va fi amenajat în incinta Liceului Tehnologic Special pentru copiii cu deficiențe auditive. Profesorii din liceu, care fac parte din proiect ca voluntari, vor fi instruiți și ei într-o primă fază pentru a se putea ocupa de pregătirea grupului țintă. În cazul în care consilierii județeni vor fi de acord cu condițiile contractuale, proiectul va demara în luna octombrie.